Istoria este scrisă de bărbați. This is a man's world. This is a man's world. Viziunea patriarhală asupra marilor evenimente ale istoriei a lăsat o amprentă adâncă asupra felului în care cronicarii, istoricii sau literatura memorialistică a înregistrat contribuția femeilor la progresul umanității. Poate de aceea, rolul acestora a fost, nu de puține ori, minimalizat sau chiar de-a dreptul trecut sub tăcere. Nici în istoria românilor lucrurile nu au stat altfel. Marile momente care au dus la devenirea noastră istorică, momentele esențiale ale constituirii statului român modern, păstrează în memorie doar realizările, sacrificiile sau victoriile bărbaților. Oameni politici, oameni de cultură, comandanți militari sau simpli soldați. Aproape nimic despre rolul și susținerea oferite de femei, deși ar fi multe de povestit. Fundamentele societății moderne ar fi de neimaginat fără inteligența, determinarea și credința femeilor că pot construi o lume mai bună. De rememorat cu recunoștință, gesturi, chipuri, frânturi de istorie rămase aproape anonime. Prima conflagrație mondială, de pildă, a strâns, poate mai mult ca niciodată, toată societatea românească sub flamura unui singur obiectiv: reîntregirea spațiului românesc. Nu puține sunt exemplele de femei care s-au dedicat acestei cauze și însuflețite de perspectiva unui viitor în care românii să trăiască în pace și prosperitate, nu au ezitat să înfrunte pericolele de pe front sau cele din spitalele de campanie. Poate cel mai cunoscut exemplu este cel al reginei Maria. Înainte și după izbucnirea Primului Război Mondial, regina Maria a dedicat cu generozitate timp și energie soldaților răniți de pe front sau bolnavilor de tifos și holeră. A coordonat colaborarea cu Crucea Roșie, a organizat spitale de campanie și a strâns fonduri pentru serviciul de ambulanță, primind supranume precum Regina Soldat sau Mama Răniților. Regina Maria s-a alăturat apoi oamenilor de stat români de pe o poziție neoficială la convorbirile de pace de la Paris, rolul ei important în Marea Unire de la 1918 fiind de necontestat. O altă figură feminină remarcabilă din perioada Primului Război Mondial a fost cea a Elenei Caragiani, prima româncă aviator. Elena Caragiani a urmat cursurile unei școli de pilotaj din București, iar în 1912 a efectuat primul ei zbor. Autoritățile române au refuzat totuși să-i elibereze brevetul de pilot, astfel că Elena a plecat în Franța, unde în 1914 a obținut un brevet de pilot recunoscut și de Federația Aeronautică Internațională. A devenit reporter de război și a publicat numeroase reportaje în presa franceză. Practic, ea a fost prima jurnalistă care a scris reportaje din avion. În 1916, la intrarea României în Primul Război Mondial, Elena Caragiani a revenit în țară. A cerut să lupte ca aviator, dar a fost refuzată. Atunci a cerut să servească drept curier și să transporte cu avionul medicamente pentru Crucea Roșie. Nu a primit aprobare nici pentru așa ceva, astfel că s-a înrolat infirmieră în Crucea Roșie Română. La sfârșitul războiului, a fost decorată de familia regală a României datorită curajului și devotamentului dovedite atât în tranșee, cât și într-un spital din Iași. Poate cel mai impresionant exemplu rămâne totuși cel al Măriucăi Zaharia, o fetiță care, la doar 12 ani, a făcut sacrificiul suprem pentru că a crezut, cu toată ființa ei, în victoria celor care îi apărau țara. Născută la Pădureni în anul 1905, Măriuca avea doar 12 ani în anul 1917, când locuia cu bunicul său în satul Haret, aproape de locul confruntărilor militare. În livada bunicului ei, pe nume Ion Zaharia, armata română crease un post de observație al trupelor românești, care oferea o panoramă asupra tot ceea ce se întâmpla pe front. Dintr-un nuc, soldatul transmitea telefonic toate coordonatele de atac ale artileriștilor, o misiune extrem de importantă, care a dus la forțarea trupelor inamice de a bate în retragere. În acea livadă, Măriuca s-a împrietenit cu soldații români și chiar l-a deprins din tainele muncilor, fiind captivată de mișcările de trupe pe care le observa cu ajutorul binoclului oferit de soldați.
În ziua de 5 august, cu 24 de ore înaintea Marii Victorii Armatei Române, în urma bombardamentelor germane, observatorul din livada bunicului Măriucă i-a fost ucis. Iar fetița, cu un curaj deosebit, i-a luat loc în nuc și a transmis telefonic mai departe tot ce zărea pe câmpul de luptă. "Vreau să fac și eu ceva pentru țara mea", le-a spus fetița comandanților Armatei Române, uluiți de faptul că un copil face munca unui soldat. Iar informațiile oferite de Măriuca s-au dovedit prețioase din moment ce a fost blocată înaintarea trupelor germane. Măriuca a fost doborâtă în urma unei explozii, iar astăzi osemintele ei odihnesc în mausoleul de la Mărășești și rămân un simbol al curajului pe care femeile din țara noastră nu au pregetat să-l arate, ori de câte ori istoria le-a cerut-o. Istoria noastră nu poate fi înțeleasă fără aportul acestor eroine. Au scris pagini pentru care recunoștința noastră este o obligație și totodată o datorie morală. Datoria de a le spune povestea mai departe spre a le fi exemplu generațiilor viitoare.